Eu iau produsele din 2016, de prin august. De fapt, la Minin. Am ajuns la Lili, eram disperată. Zic, vai, Lili, eu vreau un produs. Mă rog, fiind vârsta, am intrat în menopauză, să mai îmi prelungesc. Fai, zice Lili, nu se poate, imposibil, așa ceva nu există. Dar zic, totuși, dă-mi-l, urmam să merg în concediu. Am luat unul cu unul la Minin, acel doi activ la 12 ore și, într-adevăr, mie mi-a funcționat foarte bine. Eu am probleme foarte mari de digestie vis-a-vis de colecist. Făceam niște crize foarte urâte, groaznice, cu vărsături, migrene, grețuri și, efectiv, nu mai puteam, degeaba luam pastile, că tot nu mi se oprea criza, când intram în criză. Că fiind gurmandă, îmi plăcea să mănânc bine și întotdeauna clacam. Și de când iau acest produs la Minin, n-am mai făcut niciodată criză. Deci pentru mine a fost mană cerească să nu am acele stări groaznice erau. Deci nu eram în stare să urc în mașină, să vin acasă, eram la lucru, efectiv nu eram bună de nimic. Foarte, foarte mult m-a ajutat. Între timp am mai lăsat la Minin, am zis că să încerc și Omega. Ascultam la știri, cam nu urmăresc eu televizorul, dar am urmărit acea reclamă să beți sucuri naturale câte un pahar pe zi. Dar eu n-am realizat că acel pahar pe zi e nevoie să-l beau în momentul când am stors fructul. Eu mi-am făcut un litru de suc și de dimineața până seara am băut acele sucuri, acel suc natural. Mi-a provocat o aciditate foarte mare. Deci nu spun efectiv probleme de digestie. N-am avut niciodată probleme cu stomacul. Groaznic a fost. Da, Deci, a intrat în fermentație, normal că. da, diaree. Deci mi-a provocat hemoroizii. Deci efectiv a fost crunt. Și atunci am zis că iau, am luat Omega 1 cu 1, am lăsat la Mininu și am încercat să iau digestiv. Recunosc că într-o lună de zile, datorită faptului că am luat Omega, mi-au dispărut hemoroizii, că erau cu dureri groaznice, și cu digestivul, într-adevăr, m-a ajutat la partea de digestie. Cam o lună jumate mi-a dispărut aciditatea și crampele, acele stări crunt erau. Câte ai Într-adevăr, administrat pe zi, Dana? digestivul nu puteam mânca mult, de câte ori mâncam? De 2 ori pe zi, cum ar veni. Și Și eu omega zic, 2, da, nu? Omega 2, da, deci chiar Omega, chiar pot să spun că m-a ajutat foarte mult. Deci chiar, chiar super a fost. Și după ce am administrat Omega, curios că mi-a revenit ciclu, pot să spun. Acum n-am fost să-mi fac analize, să văd, dar într-adevăr, deci mi-a reglat efectiv metabolismul, cum pot să spun. Deci n-am mai avut, da, aveam stări de transpirații, bufeu, Bufeu. da, mi-au dispărut cu totul, deci nu mai am așa ceva. Recunosc că acum iau foarte puțin, mai mult iau digestiv, pentru că, din nou, m-am procopsit cu o candidoză, nu-mi dau seama din ce cauză, și iau la Minin când îmi amintesc că uit, veșnic uit. Așa e, Sergiu, da, într-adevăr. Extraordinar. Extraordinar. Aia nu-i bine. Ar trebui să-ți aduci aminte mai des. Da, într-adevăr. Dar na, pot să zic că pe mine chiar m-a ajutat la Minin, deci chiar, chiar mi-a făcut bine. Și într-adevăr, că ai dreptate, Sergiu, că să nu uit chestia asta.